După scandalul iscat luna trecută pe tema testării elevilor în școli pentru consumul de droguri, Ministerul Afacerilor Interne a sugerat ca și la examenele de admitere în instituțiile de învățământ ale MAI, candidații să fie testați atât antidrog, cât și pentru alcool. Propunerea este văzută cu ochi bun de către Comandantul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, comisar șef Laurențu Pantazi, care crede că a venit vremea ca această măsură să fie inclusă la examenele de admitere în instituțiile de învățământ ale MAI. A venit vremea când cred că unul dintre aspectele importante la nivelul în care s-a ajuns în România acum ar fi și o astfel de testare. Nu văd de ce nu. Eu personal nu m-aș potrivi nici pentru zona de școală ca părinte, nici pentru poziția de viitor candidat într-o structură a Ministerului de Interne să-mi asum o astfel de, un astfel de test. Comandantul IPJ Buzău mai este de părere că modificările aduse de MAI privind statutul polițiștilor, ce includ efectuarea de teste antidrog în timpul serviciului, sunt binevenite. Atunci când, ca manager de unitate, aș avea suspiciuni cu privire la un coleg, uh -huh. să am posibilitatea, pe, pe, pe baza unor indicii clare și unor argumente precise, Poate, împreună cu o comisie, să nu fie un singur personaj care ia această decizie, împreună cu cadrele medicale, poate, iată, și de la nivelul nostru, să putem să operăm astfel de testări. Conform proiectului MEAI, cine nu se supune testărilor, va fi suspendat din funcție pe o perioadă determinată. Pe de altă parte, la nivelul IPJ Buzău, se efectuează periodic testări pentru consumul de alcool, atât la polițiștii care se află în timpul serviciului, cât și la cei aflați în afara lui. Noi. Organizăm în mod constant activități de testare, de regulă pe consum de băuturi alcoolice, dar și alte teste cu privire la conduita polițiștilor în trafic, atât în timpul serviciului cât și în afara serviciului. Deci sunt acțiuni cu care colegii mei sunt oarecum obișnuiți. Nu văd ce ar deranja să adăugăm și teste antidrog. Propunerile Ministerului Afacerilor Interne au venit în contextul în care mai mulți polițiști au fost cercetați în ultimii ani pentru consumul de droguri sau au fost implicați în traficul de droguri.